Să la domnul Foel. Cu o punctualitate nemțească, îmbrăcați la 4AC, invitații lui Iohannis au venit la reședința președintelui din Sibiu pentru a lua parte la o cină găzduită de acesta. 20 de persoane, prieteni de familie, profesori, medici sau oameni de afaceri, au fost invitate la masă de noul șef al statului. E un motiv de bucurie pentru alegerea domnului Iohannis? Cu siguranță pentru noi, pentru dumneavoastră și pentru toată țara. Printre musafiri s-au aflat colegii lui Carmen Iohannis, Paul Junger Por, președintele Forumului Democrat al Germanilor din România și afaceristul sibian Ioan Ciolan. La reședința președintelui ales a mers și Marius Vecerdeap, cel care patronează baza de tenis unde Klaus Iohannis s-a relaxat timp de câteva ore. Și consulul onorific al Austriei la Sibiu, Andreas Huber, a venit la petrecerea organizată de familia Iohannis. Galanți, invitații au adus flori și cadouri pentru gazde. Da. Un dar pentru Iohannis a avut și o admiratoare din Craiova. Calendare creștin și vreau să le dau pentru anul nou. Ce calendar aveți pentru dumneavoastră? Tăvară. Ia uitați. Cadou? Cadou, sigur. Și avem și o vedere cu dedicație. Special din Craiova. Am dat și la domnul Petre Roman când a fost prim-ministru și a fost foarte ușor de ajuns. Nu mă așteptam să fie atât de greu să ajung la domnul Klaus Iohannis. Femeia a așteptat minute în șir în fața porții casei acestuia până când a reușit să-i trimită darul pregătit noului președinte.